de acolo și bate lovitura liberă Ciprian Deac pentru Urcovera. Gol! Deschide scorul CFR Cluj în minutul 45. Urcovera reușește să puncteze pentru a patra oară în acest campionat. Îl egalează în clasamentul cel mai eficient jucător de la CFR Cluj pe Emanuel Culio, însă trebuie să remarcăm faptul că toate golurile lui Urcovera au fost din acțiune. Iată jucătorul care părea aproape de o plecare de la CFR Cluj, deși venise în vară, asta pentru că fusese transferat Ibrahima Balde, este acum titular și reușește să deschide scorul în derbiul dintre CFR și FCSB. Deac este omul cu pasa decisivă, Urcovera profită de eroarea lui Florin Iță și reușește să puncteze. Vă spuneam că este un fotbalist înalt, puternic pentru Mihai Pintili. Mai departe către Denis Alibec, în partea dreaptă este Denis Man. Să vedem continuarea tânărului jucător. Pasă pentru Budescu, bară gol! 1-1 din minutul 64. Ce pas a dat Denis Man! Îl știam un bun finalizator pe Denis Man, nu-l știam însă ca pe un excelent pasator. O dovedește la această fază. Denis Man îl servește perfect pe Budescu și este 1-1 în derbiul dintre CFR și FCSB. Budescu se află la al treilea gol pe care îl marchează în campionat pentru Roșii Albaștri și vorbim și de a șasea reușită per total. Iată contraatacul celor de la FCSB, iată pasa pentru Alibec care apoi este împins, mingea ajunge la Denis Man care gestionează perfect situația, pasează la timp pentru Budescu, cel care finalizează, putem spune, special pentru că mingea e trimisă la colțul scurt, a șutat de bară Constantin Budescu.